mulțumim pentru exaltical seminarul. Grupul vocal Moldova, din grupul copilor corticeni, condus de profesor Renuța Rusu, având mai multe realizări printre care premii la diferite concursuri, cântări la lansări de carte, filme TV, colaborări cu Radio Iași, Radio Trinitas și Radio Prodiaspora din Torino, care vor interpreta Scoala Gazdă din Pătruț, Bună seara lui Crăciun, Domn Domn, Steaua sus răsare. Să-i primim cu aplauze! Thank you.
Thank you.
vocal instrumental Noițele, din București, grup înființat în anul 2006 și care este alcătuit din 31 de copii ce se află sub directa coordonare a domnului învățător Ioan Costână. Aceștia vor prezenta un scurt program de colinde. Să-i primim cu aplauze!
măițele. Următorul grup, învierea, este nou. Acesta a luat ființă în decembrie 2021, cu binecuvântarea celor trei preoți ai Catedralei din Păticeni, Suditul Ionuț, Argatul Ioan și Claudiu Hariuc. Inițiativa formării corului aparține părintului Hariuc Valerian Claudiu și unor vechi coriști din corala Leon Băcilă. Este alcătuit din persoane care iubesc muzica corală și pe cea bisericească. Profesori, învățători, muncitori, doctori, asistenți medicali, polițiști, elevi și pensionari. Corul își propune să participe la cât mai multe concerte culturale și caritabile și la cât mai multe sfinte liturghii. În această seară vor interpreta următoarele colinde: O ce veste minunată, Plecarea magilor, Lerui Ler, Steaua sus răsare, La Vitleem Polonjos, Domnuleț și Domn din Cer, În orașul Betleem. Să-i primim cum se cuvine.
și interpretează piese muzicale de opera mai multor compozitori de muzică religioasă, colinde, muzică patriotică și laică din melosul românesc. Astăzi, ei vor interpreta următoarele colinde. Sara e bună lui Crăciun, Mare minune, Îngerul păstorilor a strigat, Moș Crăciun, Lerui ler, Lerui mărului, Lucșorul.
Îngerul păstorilor a strigat, a strigat. Astăzi nouă s-a născut Domnul jertfă de început. În orașul Betleem veniți creștini să Astăzi s-a născut Iisus.
Iisus Hristos. Să rugăm de sănătate, doar de bine, să ne poate.
Mâine anul se noiește, cluc ușor se pornește și începea florina, vrea ca se adora. Iasă, dar vă așteptăm și anul viitor să fiți alături de noi, primind bucuria Sfântă a Colindelor, asigurându-vă pe această cale de continuare a tradiției acestei acțiuni filantropice. Speranța că mesajul nostru a ajuns prin intermediul Colindelor la sufletul dumneavoastră, ne dăjduim ca și anul acesta, acțiunea caritabilă dormind din suflet, va fi, ca și în anii anteriori, o reușită. Sfintele sărbătoare ale Crăciunului, pe care vă dorim să le petreceți în pace și cu bucurie sfântă, să fie un început pentru a fi mai buni, pentru a fi mai toleranți. Noi, prezentatorii, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o seară plăcută în continuare. Mulțumim încă o dată și dăruiți din suflet!